a ajuns în stradă din cauza băncilor. Adrian Surcel trăiește de 7 ani o adevărată dramă. Ca tot românul, a luat un credit pe 30 de ani pentru un apartament cu 2 camere în cartierul bucureștean Drumul Taberei. După ce rata i s-a dublat, Adrian a pierdut casa și a ajuns cu 2 copii pe străzi. Acum se luptă în instanță cu băncile pentru clauze abuzive. În 2009, Aurel Surcel a luat un credit ipotecar în valoare de 95.000 de euro, împrumutul în franci elvețieni. După cum își făcuse la început calculele, putea acoperi rata de aproape 2.000 de lei, dar când a ajuns să se dubleze... Sunt 3 ani, să, practic am plătit doar 4 ani, doar comisionul. Mai aveam un an când mi-au luat casa mea, mai aveam un an să-mi plătesc tot. Ne-au lăsat pe străzi cu 2 copii. La bancă i s-a spus, după ce a rămas fără casă, că nu-i ajunge o viață să plătească. Practic așa mi-a și spus, un pic ironic, așa, domne, la ce calcule am făcut noi și câți bani mai aveți dumneavoastră de dată, cam vreo 80-82 de ani mai aveți de plată. Și am spus și soție, bă, în caz că pățești ceva acum, să nu mă îngropa, să mă ardeți. Am făcut și o glumă pe treaba asta, mai avut putere să facem și glume pe treaba asta, că ăștia mea și groapă. Adrian nici nu a știut că a fost victima unor clauze abuzive din contract. A aflat când a ajuns la un avocat. Spun tuturor oamenilor care se încumetă să iau un apartament, să ia întâi un avocat, să ia un duplicat de la bancă, să se uite bine de tot și după aia să ia. Altfel ajunge în situația în care sunt eu acum cu siguranță. Mai ales că e pe 30 de ani și așa, 30 de ani nu cred că poate cineva să plătească fără un ajutor. Adrian se numără printre miile de români păgubiți care și-au căutat dreptatea în instanță. El a câștigat lupta cu băncile. Cele franci elvețiene au abundat în România pentru că s-a focalizat populația pe creditarea franci elvețieni la directiva dată de către bănci, pentru că au venit cu o dobândă foarte mică. Ulterior ea a crescut exponențial peste noapte. Comisioanele implicit aplicate pe aceste contracte de credit au fost iată de ca fiind abuzive de către instanțele de judecată. În ultimii ani, milioane de euro au ajuns în buzunarele bancherilor în urma comisioanelor abuzive impuse în contractele de credit. Mai aveți acum vreo șansă să aveți o casă pe numele dumneavoastră? Dacă o primesc cadou.